Bună tuturor și bine ați revenit la un nou videoclip pe canalul Investește Simplu. Astăzi o să vă arăt puțin de ce este importantă dobânda compusă și de ce îmi plac mie acțiunile care dau dividende și de ce vreau să mă bazez pe acest lucru și să mă dezvolt în genul ăsta. Și mai important, de ce este foarte bine să începeți cât de repede să investiți. Bun. Ce avem aici? Avem un grafic prin care noi investim anual și reinvestim dividendele, în așa fel încât să vedem câți bani investim, ce valoare avem dacă reinvestim dividendele și care sunt dividendele anuale. Bun, deci cum puteți să vedeți? Cu albastru este profitul reinvestit, mă rog, valoarea totală dacă reinvestim dividendele. Asta ajunge aproape în 10 ani undeva la 2 miliarde 200 sau ceva de genul. Da. Aici avem astea, mă rog, nu am pus cu punct, dar în fine, vedeți voi. Trebuie să-l fac chiar un pic mai mic. Așa, e un pic altceva. Bun. Deci, în primul an, noi facem în felul următor. Investim în fiecare an 110 milioane, să zic, sau 11.000 de lei, cum vreți voi. Bun, și dacă facem chestia asta, în primul an avem investiți 11.000 de lei și primul dividend este de 1.540 de lei anual. Bun, după aia iară mai băgăm încă 1.100, ajungem la totalul de bani investiți 2.200. După noi facem 3.295 de lei și suma totală va fi asta, după ce reinvestim profitul. Bun. După aia ajungem la suma, după ce adunăm asta cu 1100 și cu 1100 ăștia primii, să zic, ajungem la 23.540. După ce adunăm asta, plus încă 11.000 și tot așa, știi? Înțelegeți voi? Bun. Și vreau să vă arăt că dacă faci chestia asta, în 6 ani o să ajungi la suma de... Ce-am făcut? De 1 miliard. Deci o să poți să faci aproape 1 miliard sau 100 de mii de lei în doar 6 ani dacă faci chestia asta și gândiți-vă că aveți aproape 400 de milioane sau 40 de mii de lei profit în doar 6 ani. Adică e o sumă după mine imensă. Și după aia o să poți face anual mai mult decât investești, ceea ce iar este foarte ok pentru că aici se vede deja dobânda compusă când banii tăi fac mai mulți bani decât poți tu să strângi și să aduni și să investești. După cum vedeți, linia albastră se depărtează foarte mult și tinde să aibă o urcare mai accelerată decât asta în care noi doar investim bani. Știți, după cum puteți să vedeți, asta merge oarecum relativ drept pentru că investim exact aceeași sumă de bani, dar aici deja este altceva. Aici 1.700.000, atingem deja 2.120.000 de milioane și 700 de lei. Mă rog, bine, asta în banii vechi. Bun. Și în al 10-lea an ajungi la aproape 300 de milioane sau 30.000 de lei noi, făcuți doar din dividende. Asta vine undeva la 2.481 de lei pe lună. Și asta este doar din venit pasiv și doar pentru că am reușit noi să strângem ceva bani și să facem ceva cu ei, da? Bun. Deci, voi ce ați alege? Da, într-un venit pasiv și unul activ, adică atunci când muncești. Am făcut aici un mic calcul. Deci, dacă faci 2.481 de lei pe lună, asta ar veni undeva la 81 de lei per zi, da? Numai că asta fiind 365 de zile, deci am împărțit aproape 300 de milioane la 365 de zile, adică în fiecare an. Bun, deci atâta vine pe zi, 81 de lei. Pe urmă vine 3,39 de lei în fiecare oră, din zi și din noapte, gen, tu când dormi, dacă dormi, eu știu, 10 ore, faci 33 de lei și 9 bani, da? 90 de bani. Deci la asta să vă gândiți. Bun, să zicem că tu, nu știu, muncești
cu 12 lei pe oră, dau un exemplu. 8 ore pe zi și asta vine cam 96 de lei în fiecare zi, pe zi lucrată. Dar tu în ziua aia nu faci bani numai când muncești, când stai, nu mai cheltui bani, nu o să faci. Ceea ce nu e foarte avantajos după părerea mea. Bun. Da, tu ce zici? Bă, eu am 2 miliarde în puii mei și încă eu fac mai mult când muncesc cu ziua pe 12 lei și ce unde mi-i rentabilitate, nu mi-e ok, nu-mi place, da? Bun. Deci 81 de lei faci din venit pasiv și 96 în fiecare zi de muncă. Bun. După părerea voastră, în ce parte faceți mai mult? Când munciți cu 12 lei pe oră, timp de 8 ore pe zi? Sau din venitul pasiv, care e teoretic e mai mic, adică 81 de lei față de 96 de lei. Dar ia să vedem un pic. Bun. Deci, în prima săptămână, din banii lucrați, o să avem 480 de lei făcuți, pentru că se muncesc doar 5 zile lucrătoare pe săptămână. Da? Bun. Dar din venitul pasiv facem 571 de lei. Păi de ce? Păi pentru că noi suntem plătiți cu 3,39 lei în fiecare oră. 24 de ore pe zi, 7 din 7, 365 din 365, ceea ce se adună, gândiți-vă. Vine undeva la aproape 100 de lei în plus în fiecare săptămână, adică 400 de lei aproximativ pe lună și... știu. 48 de milioane într-un an, gen, după ce ai să ajungi la suma asta. Bun. Acum haideți să zicem că vă apucați la 30 de ani de investit, dăm o sumă rotundă, așa să zicem că își permite toată lumea oarecum, de pe la 30, că nu ai scăpat de facultate, vrei să faci ceva cu viața ta, te-ai distrat până atunci, n-ai avut bani de investiții, bun. Dar totuși ai vrea să lași ceva în urma ta. Păi să zicem că investim 110 milioane sau 11.000 de lei în fiecare an până la vârsta de pensionare, cam cum fac americanii, adică 65 de ani, da? Bun. Metoda asta, dacă investești absolut tot profitul, bine, nu trebuie să faci chiar chestia asta, efectiv să investești tot. Gândiți-vă că asta o să ia o curbă enormă și ajunge în cer, efectiv. Noi zicem aici la, nu știu, teoretic. Cel mai probabil după un timp tu o să te folosești de dividende, de chestia asta și nu o să te, nu știu, îmbogățești chiar așa. Dar ca idee ai putea face asta. O să ajungi la o valoare de 9.776.503 lei. Ceea ce este mult, adică enorm. Bun. Și aici, dacă îi faci undeva la 13-14% anual, procentaj, ajunge la un dividend într-un an de 1.370.251 de lei. Adică undeva la 326.250 de dolari anual. Bun. Și asta ar însemna numai cam 3.754 de lei în fiecare zi din venit pasiv. Deci gândiți-vă la asta. Și aici, fiind 11.000 de lei, ar veni să puneți în fiecare zi undeva la 30 de lei, dacă nu mă înșel. Ceva de genul mi s-a părut. Și asta ar însemna, poate peste 15 ani, mai puțin decât un pachet de țigări. Adică, trebuie să vă gândiți un pic și la chestia asta. Înțeleg, poate nu toată lumea are să investească, eu știu, 11.000 de lei. Poate unii au mult mai mult. Fiecare după alegeri, după afaceri, după cum se descurcă, dar eu am ales suma de 11.000 sau 10.000, cum vreți, în fiecare an, pentru că este oarecum... Poate fi îndeplinită de oricine dacă îi se vrea, știi? Adică nu mi se pare o sumă enormă într-un an. Deci ar veni undeva la 810.000 de lei, ar veni undeva la 877 de lei, ceva de genul. Cred că da, știu că am calculat odată. Deci gândiți-vă, ați vrea ca la 65 de ani, ca bunicii voștri, nu știu. Sau poate și un pic mai repede, adică să fim serioși, nu trebuie să ajungi la suma asta în așa fel încât să o duci bine, adică nu trebuie să faci 325.000 de dolari într-un an în așa fel încât să zici trăiești decent, adică la 50 de ani, majoritatea, nu știu, poate părinții voștri sau ceva de genul, azi duci o decent rău, adică nu e problema de asta. Nu știu, vi se pare ok, vi se pare o sumă mică după
30 de ani, una mare, dar eu zic că puteți face asta sau măcar puteți încerca, așa fel încât să nu mai pierdeți bani prin inflație, să nu mai pierdeți bani prin, nu știu, alte lucruri pe care le cumpărați și se devalorizează. Gândiți-vă că orice bănuț pe care îl faceți voi, vă cam schimbați timpul pentru acel bănuț, da? Și dacă e să ajungi la o maturitate a investițiilor, tu nu mai trebuie să faci chestia asta, adică să ai o libertate. Pentru mine, eu aș prefera decât să fac, eu știu, 100 de milioane în fiecare lună, dar să fiu 7 din 7 zile, nu știu, la muncă, 8 ore în fiecare zi și să am liber așa câteva ore pe zi, eu prefer liniștit să stau cu vreo 3.000 de lei, să zic, dar să nu fiu nevoit, nu știu, să nu mă pună la jug, să zic, alt om. Adică să fac ce vreau eu cu viața mea, să mă duc unde vreau, să fac ce vreau eu. Pentru că e viața mea, nu îmi comanzi tu, știi? Și ce, să mă sclavagez pentru niște bani când eu, dacă îi calculez un pic, cât de repede posibil, îi pot sclavagi eu pe ei, știi? Adică la chestia asta vreau să ajung, nu știu, sper că ați înțeles, sper că nu v-am plictisit cu atâta numere, dar trebuie să ne gândim un pic pentru că este foarte important. Cam atât am fost, nu uitați să vă abonați, să lăsați și voi un like. Ne vedem data viitoare, pa!